Cindy, iată, rog, microfonul. Înțeleg că în episoadele care urmează ne pregătești ceva sau... Da, eu cu Tarzi ne-am gândit să scoatem o piesă. Așa. La care eu am început deja să lucrez pe partea de intro și refle. Și el o să fie pe partea de rap. Deci tu cu Tarzi, numai voi doi? Numai voi doi? Păi, da. Nu știu, nu? Da. Vreun nume de piesă, da, de cântec? Da, o să se numească Insula de un milion și o să fie despre experiența noastră pe insulă. Poți să ne cânti așa în avanpremieră refrenul un pic? Refrenul nu este gata, dar intro-ul... Hai, Cindy! Doamnelor și domnilor, pe scena de aici, de la Insula de un milion, Cindy! Hai, Cindy, ridică-te! Toți am plecat de acasă cu un vis care se stinge ușor în paradis. Mult curaj și ambiție ne conduce spre victorie. În fiecare zi luptăm și niciodată nu renunțăm. Bravo, Cindy! Hai, că-i bine, Cindy! Bravo, Cindy! Zi dacă ți-ai amintit, te rog, continuă. Gladiatorii n-au ghinion pe insula de un milion. Ce frumos! Bravo, bravo, Cindy! Bravo, Cindy! Bravo! Am emoții și o să uit. A fost bine. Tarzi, tu ai lucrat la partea de rap? Nu, eu nu am lucrat, că nu pot să lucrez așa din cap. Eu trebuie să le scriu, să le fac. Aștept să ajung acasă și atunci o să le scriu și... Scrie! Pe ce să scriu? Pe pământ? Pe pământ, da! N-am pe ce. Eu trebuie să stau, să le studiez, să fac ceva, să fie frumos. Hai, mă, Tarzi, trage un pic de tine. Hai, că poate se face. Hai, pe bune!